Tribunalul București a decis prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile a fraților Tate în dosarul în care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. De asemenea, instanța a stabilit înlocuirea arestului preventiv pentru Georgiana Manuela Nagel și Alexandra Luana Radu cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă. Conform DICO, frații Tate, cu cetățenie britanică, și cele două tinere au constituit un grup infracțional organizat în scopul racolării, cazării și exploatării prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conținut pornografic destinate difuzării contra cost pe site-uri de profil. Din aceste activități ar fi obținut importante sume de bani. Anchetatorii susțin că frații Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relații de iubire, după care le duceau într-o casă din județul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video ce erau postate pe site-uri pentru adulți. Cei doi frați le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relație de căsătorie concubinaj și că ar avea față de ele sentimente reale de iubire. Metoda Loverboy. Femeile ar fi fost ulterior transportate și adăpostite într-un imobil din județul Ilfov, unde, prin acte de violență fizică și constrângere psihică, intimidare, supraveghere constantă, control și invocarea de pretinse datorii, ar fi fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice, în vederea producerii și difuzării prin intermediul unor platforme de socializare de material având un astfel de caracter și prin supunerea la executarea unei munci în mod forțat, în scopul obținerii de beneficii financiare importante, costând în sumele de bani obținute ca urmare a accesării materialelor de către utilizatori. Victimele le-au povestit anchetatorilor că în vila din județul Ilfov era amenajat un studio de videochat, fiind întâmpinate la venire de paznici înarmați. Totodată, ele ar fi fost obligate să își facă tatuaje cu mesajul Owned by Tate. Până în prezent au fost identificate 6 persoane vătămate care au fost exploatate sexual de către grupul condus de cei doi frați britanici. În timpul anchetei, procurorii de ICOT au pus sechestru pe mai multe bunuri deținute de frații Tate în România, respectiv imobile și mașini de lux, relatează Digi24.ro.